Știrile Pro TV îți prezintă România te iubesc. Bună seara tuturor, începe o nouă ediție România te iubesc. Astăzi veți vedea un fenomen ilicit mai puțin cunoscut în România, dar foarte bănos peste hotare. Braconajul cu fosile. Vom descoperi alături de specialiști în domeniu, cum în peșterile și în siturile arheologice românești, hoții de oase fac ravagii. Și tot astăzi urmărim febra recoltării celulelor stem la naștere din sângele placentar sau umbilical. În România, de 3 ori mai mulți părinți decât media europeană decid să plătească pentru recoltare și păstrare sume foarte mari de bani. Mulți dintre ei însă nu știu la ce folosesc celulele stem și mai ales ce afecțiuni pot vindeca. Oseminte și vestigii de milioane de ani se vând pe piețele din Occident pe sume fabuloase, prețuri chiar și de sute de mii de euro. Proveniența munții României. Braconierii de fosile devastează locuri în care autoritățile competente și poliția nu intră. Rămășițe de om, de animale sau chiar ouă de dinozaur ajung lejer pe piețele negre din vest. Autoritățile dovedesc incompetență. Recoltarea de celule stem din sângele umbilical sau placentar este motivul pentru care mii de tineri fac economii în timpul sarcinii, sperând că își protejează copilul de boli grave, cum ar fi leucemia. Un cuplu de tineri din Râmnicu Vâlcea a trăit o experiență șocantă. Fetița lor s-a îmbolnăvit de leucemia acută, iar când au vrut să folosească celulele pentru transplant, au aflat cu stupoare că boala nu se vindecă prin autotransplant. România își lasă comorile la discreția hoților. Abandonate în peșteri, descoperirile istorice sunt traficate către colecționari din Occident. În tot acest timp, ani de zile, autoritățile ridică din umeri și dau vina pe lege. Intrăm în adâncul pământului pe drumul braconierilor de oase și aducem la lumină descoperiri care în Occident ar face furori. La noi sunt la discreția braconierilor. Avem peste 12.000 de peșteri descoperite și nici măcar 10 dintre ele nu sunt amenajate și protejate. România e raiul braconierilor de fosile. A distrus un sit arheologic foarte important. Urmăresc să scoată cranii. În primul rând este o fraudă. Este o fraudă uriașă, dar nu o constată nimeni. Subteranul țării ascunde comori antropologice și paleontologice distruse sistematic an de an. Din munții României, zeci de filiere transfrontaliere exportă leagănul civilizației acestor locuri. Mafia fosilelor duce în colecții private din toată Europa și chiar peste ocean un adevărat tezaur științific. Autoritățile se fac că nu văd. Aveți cunoștință în momentul ăsta de persoane care pentru furturi din situri să fi fost condamnate? Au distrus urme de pas de om preistoric, au distrus urma de urs. Avem în România braconieri prinși cu artefactele în propria locuință și nu pățesc nimic. Anchetele trenează, suspecții sunt în libertate și își continuă practicile profitabile. A fost implicat în munca asta. Nu par chiar un individ așa periculos. Cum au ajuns hoții români să vândă istorie? Povestea e lungă și știută de mulți oportuniști care fură patrimoniul. De de o parte, dar și de puțini iubitori de peșteri care încearcă cu mâinile goale să-l protejeze pe de cealaltă parte. Să ne imaginăm o zi din viața unei familii care a trăit acum 35.000 de ani în zona munților Apuseni, într-o iarnă geroasă. Tatăl și fiul urcă la adăpostul unei peșteri să frigă carnea proaspăt vânată, în vreme ce femeia desenează cu întăciune pe peretele grotei. Gesturi simple care lasă în urmă o fărâmă de cultură. Întreg ADN-ul acelei perioade e regăsit acum în aceleași locuri. Am însoțit în măruntaiele calcaroase o echipă de specialiști speologi, arheologi și paleontologi. Ei sunt puțini oameni care cunosc bine măsura lumii subpământene în zona Apusenilor. Ne-am strecurat cu ei pe trasee pe care nu a mai filmat nimeni până acum. Astfel de momente sunt într-adevăr dificile și pentru mine. Nu pot să nu te încerce un sentiment de claustrofobie, având în vedere că treci prin niște găuri de vreo 30-40 cm. Aoleu, lanterna e problema.
Așa, frate, ți-a trebuit România Te Iubesc în pește. Vrei să veniți la... Ceva la sport, uite. Deci astea le-am adus ei. După o călătorie lungă pe sub pământ, am descoperit o punte impresionantă între prezent și trecut. Pe baza unor hărți desenate de speologi, graficienii de la România Te Iubesc au reușit să reconstituie peșterile tridimensional pentru a ne da seama care sunt traseele jefuitorilor de oase și comori din adâncurile munților Apuseni. În Occident, locuri ca acestea sunt conservate. La noi sunt spații deschise la îndemâna hoților de istorie. Autoritățile dau impresia că îi ajută pe prădătorii din siturile arheologice. Dovadă este povestea unor ouă de dinozaur pitic recuperate de la un braconier hunedorean și care au dispărut chiar din custodia Muzeului de Istorie din Deva, unde le predaseră anchetatorii. Din lipsă de probe, omul este liber și, mai mult, își continuă afacerile cu istorie și peste graniță. Am avut chiar și o fișă unde am declarat tot ce am găsit. Nu le-am ascuns, nu le-am, să zic eu, tăinuit. Florin Vulc avea în casă, când au descins polițiștii, 53 de fosile, ouă de dinozauri și carapace de broască țestoasă vechi de 64 de milioane de ani. Suspectul ar fi sustras fosilele de-a lungul mai multor ani, cunoștea zona și a făcut chiar voluntariat pe lângă cercetători. Tot ce am găsit e pe terenul meu. Am un teren aici, în situ paleontologic. E o pasiune a mea care pot să zic că nu știu dacă îmi face bine sau rău. Tatăl bărbatului ne arată cât de ușor a mers fiul să facă cercetări în interes propriu, fără ca nimeni să îl oprească. Au săpat, agățați cu funică, e teren râpos și ar fi găsit. Ce au găsit? Numai oase. Atât suspectul, cât și alți doi localnici, o femeie și tatăl ei, cercetați în același dosar, fuseseră prinși în 2010, după ce au început să vândă descoperirile pe internet pe site-urile din străinătate. Ouă de dinozauri pitici de vânzare. Dincolo de comicul situației, acest anunț, găsit de câțiva geologi pe internet, a declanșat o anchetă cât se poate de serioasă. Comorile preistorice au fost ridicate din casa lui și predate Muzeului de Istorie. Când se înceapă ancheta, ia probele de un denus. Da, dați-le la noi, noi le dăm prietenilor de la muzeul din Deva, care n-au pe nimeni, niciun paleontolog, au avut o tradiție, dar nu mai au pe nimeni acolo, le-au pus într-un loc, au început văruitul, lumea zice, ce poate aici, niște pac. Înțelegeți? Asta e alt scandal. Păi am fost pe acolo, am pus pe colegii ai mei să ducă și mai găsit trei bucăți din astea. Eu țin din 53, eu am actul de predare a 53. De ce nu mi l-ai dat mie care am semnalat? În prezent, suspecții sunt încă cercetați pentru braconaj și trafic de fosile. Însă dosarul n-a ajuns nici după 2 ani în instanță, cât timp probele au dispărut. Și până s-au desmeticit anchetatorii, cu dosarul blocat de lipsa probelor dispărute, zeci de fosile erau trimise peste graniță, în țări din vest, chiar de suspecții din anchetă. Abia un an mai târziu, în noiembrie 2011, polițiștii italieni au venit în ajutorul statului român. Trei ouă de dinozauri pitic furate din România și evaluate la 500.000 de euro au fost înapoiate astăzi autorităților române de către italieni. Un colecționar italian fusese contactat și primise această fotografie în care românca plecată în peninsulă poza cu cele trei ouă. Conosciuto peraltro dalle autorità archeologiche, dal museo di Bolzano e seguita la perquisizione nel casa di questo altoatesino, abbiamo ritrovato ben 6.400 reperti archeologici, sempre di tipo fossile. Potremmo attestarlo intorno ai 500.000 euro. Procurorii hunedoreni afirmă că, de fapt, dosarul este întârziat de o expertiză. Se efectuează în acest moment la Muzeul Național de Geologie din București o expertiză științifică a celor trei ouă de dinozauri recuperate din Italia. Nici vorbă, e o minciună, nu, nici vorbă. O situație aberantă în care legea incriminează degeaba comerțul ilegal cu fosile, de la suprafață sau din subteran, cât timp anchetele sunt blocate înainte să ajungă la instanță. Îi împing pe cei cu situație financiară mică să distrugă un sit și să încerce să obțină mai mulți pe aceste fosile. Erica Posmoșanu este paleontolog la Muzeul Țării Crișurilor. Ne arată cum și cât s-a furat din peștera Meziad, una dintre cele mai lungi din Bihor. Dintr-un astfel de loc subteran, hoții scot oase de Ursus Speleus, celebrul urs de peșteră, dar și de hienă și leu, animale care se ascundeau aici în urmă cu 12.000 de ani. Cei care braconează, că vorbim de braconaj,
Urmăresc să scoată cranii. Pentru că un femur sau un omoplat sau o falangă probabil nu are preț pe piață. This one in particular is... Pe site-uri specializate din Marea Britanie, Scoția sau Italia sunt scoase la vânzare de la canini la 17 euro bucata și ghiare la 69 de euro, până la cranii de peste 1000 de euro fiecare, toate aduse din Munții Carpați. În aceste țări, comerțul cu fosile este permis și nimeni nu întreabă în ce condiții sunt aduse oasele din România. Ba chiar în Statele Unite, un colecționar vinde cu 85.000 de dolari două schelete complete de urs de peșteră, promovate ca fiind importate de pe teritoriul românesc. Foarte puține sunt scheletele care provin de la același individ. Scheletele reconstituite, de fapt, sunt poate din 10 urși. Uneori ce se vinde pe eBay poate să fie cu femurul de la un mascul și cu craniul de la femelă. Dovezile existenței omului preistoric vechi de 35.000 de ani sunt ținute secrete de speleologi ca să nu fie furate. Deși autoritățile au fost anunțate, nimeni nu face nimic pentru a le proteja. Invocă o scuză veche, nu au bani și lasă comorile istoriei și ale preistoriei la voia întâmplării. Revenim la subiect, imediat. Este incredibil, speleologii țin secrete descoperirile lor pentru a-i ține departe pe hoți. Rareș Năstase și Sergiu Matei au avut șansa să vadă dovezi din vremea omului preistoric, desene vechi de 35.000 de ani, dar și vestigii umane din vremea tracilor, care vorbesc despre ritualurile acelor vremuri. Sunt comori pe care statul român este incapabil să le conserve și să le arate lumii întregi. În goana după oase valoroase, pe Piața Neagră, hoții devastează peșterile cu săpături haotice. La Meziad, nici nu e foarte greu să pătrunzi în siturile arheologice. Mamă, aici și alunecă, e o umiditate. În unele zone, în astfel de condiții, se face accesul. Acesta este un tunel, trebuie să ai grijă. E bine, acesta de fapt e un tunel al timpului, pentru că dincolo treci într-o altă lume. Este os lângă os. Te pus haotic, nu este sortare. Ai un humerus, ai un femur. Mai sus ai o falangă, iar acest sit s-a prăbușit și acum totul e amestecat. E păcat. Ca să scoți o mandibulă, poate distrugi 3 metri de sediment. De multe ori, căutătorii aceștia de fosile sau de materiale arheologice sunt mult, mult, mult mai bine documentați decât chiar unii dintre colegii mei arheologi. Ăsta este un loc în care, în mod normal, n-ar trebui să intre nimeni, să fie conservat și doar specialiștii să vină și să-l pună în valoare. Ori, din păcate, nu se întâmplă tocmai așa. Toate oasele care nu sunt întregi nu mai pot fi vândute, așa că sunt lăsate de izbeliște în peșteră. Locuri de o frumusețe rară sunt transformate în gropi de gunoi cu oseminte. Acestea sunt două fragmente de craniu. Din păcate, cei care l-au scos l-au spart. Și de asta nu l-am mai luat? Evident. Este ca și cum ai găsi o comoară și ai pune-o într-o piață ca lumea să-și ia de acolo. În momentul în care fiecare ia câte o bucățică, comoara aia nu mai există și pierde valoare. Viorel Lascu este președintele Federației Române de Speleologie. Este cel care anul trecut a descoperit în peștera Coliboia picturile rupestre care acum fac înconjurul Europei. După un parcurs anevoios prin sifoane și fante înguste, el și membrii echipei au ajuns la o grotă cu 14 reprezentații ale unor animale preistorice. Un bizon, un rinocer, un urs, un cal și alte ierbivore. Desene atât de vechi și bine păstrate s-au mai găsit doar în Franța, în peștera Chauvet. Francezii au venit imediat la noi să cerceteze descoperirea. Este la plus ancienne culture europeană. C'est la première grotte d'Europe centrale où on a une dizaine de représentations d'animaux. Elle est encore plus importante parce qu'on vient d'avoir les dates radiocarbone et ça donne des dates réelles de
36.000 ani. Francezii au văzut desenele, le-au confirmat valoarea și autenticitatea și au plecat din România, fără să știe că statul român s-a mulțumit doar să pună un gard la ușa peșterii Coliboaia. În Franța însă, peștera Chauvet a fost închisă imediat după descoperire, cu o ușă blindată, și este de la un capăt la celălalt monitorizată non-stop cu camere video. Deși deschisă doar cercetătorilor, are amenajate podețe metalice retractabile și absolut toți vizitatorii sunt trecuți pe o listă înainte de acces, în care menționează scopul și durata vizitei. Viorel Lascu a fost la Chauvet și poate face comparație cu situația jenantă din peșterile românești. Ele sunt patrimoniul statului român neînregistrat în momentul de față. Vreo 115 sunt declarate arii protejate, restul, până la 210.000, sunt pe o listă la Institutul de Speleologie. Există astfel de galerii, de încăperi din peșteri, săli, cum le zic specialiștii. Aceasta, de exemplu, este una uriașă. Are peste 5.000 de metri cubi. Este uimitor cum aici natura transformă totul foarte încet în milioane de ani, dar hoții de oase strică totul în doar câteva săptămâni. Cum vi se pare locul ăsta? E o minune a lumii transformată într-un dezastru. Peșterile sunt lăsate de izbeliște și pentru că, legal, soarta lor e împărțită aberant între patru instituții. Institutul de Speleologie, arondat Academiei Române, conduce activitatea speleologilor care fac cartografierea peșterilor și raportările privind descoperirile din ele. Institutul de Arheologie poate cere declararea drept monument a unei peșteri, în timp ce peștera în sine ține de Ministerul Mediului. Toate descoperirile de patrimoniu din interiorul unei peșteri însă sunt în curtea Ministerului Culturii. Chiar când se fură oase, ancheta o face poliția. Un peisaj alambicat în care, fără excepție, reprezentanții instituțiilor abilitate să gestioneze domeniul aruncă pisica dintr-o parte în alta. Aceste situri sunt strict de competența Ministerului Mediului și Pădurilor. Noi putem să trimitem pe loc specialiștii noștri de la direcții care să constate și să facă apel la Ministerul Public, la parchet. Oficialii ridică din numeri. Se scuză spunând că n-au bani să plătească personal pentru a opri braconajul și nici să lupte cu fenomenul. Niciunul n-a fost într-un astfel de loc, deși le au în custodie. Nici poliția nu face nimic. În Bihor, unde sunt 250 de peșteri, există un singur polițist care răspunde de întreg patrimoniul. De la tablouri, la sculpturi și numismatică. Ofițerul e mulțumit că măcar intrările unora dintre peșteri au garduri de un metru care pot fi escaladate și de un copil. Ne confruntăm cu foarte multe probleme în constatarea acestor infracțiuni de furt din peșteri. Trebuie să le constatăm noi, să găsim, fără a avea prea multe informații, acești hoți. Și atunci ai o problemă din ciclu plin de orbu, scoate ochii. Călin Ghemiș este arheolog și spune că cei care braconează știu cum să ocolească o lege din 2002 cu prevederi stricte referitoare la furtul din peșteri. El poate să spună, domnule, mi-am făcut colecția asta înainte de 2002 sau înainte de 2000, când legea patrimoniului era cum era. În urmă cu 4 ani, un bărbat care a fost reținut la Vama Nădlac avea în portbagaj 2 cranii de urs. Fosilele au rămas la muzeul din Arad. Omul a scăpat fără dosar penal. Un astfel de episod s-a întâmplat și în Germania, unde polițiștii au găsit în mașina unui timișorean schelete de urs și leu de peșteră. Au contactat autoritățile române, însă omul a scăpat doar cu o cercetare penală. Oficialii români nu au fost interesați să ceară urmărirea braconierului, considerând că e prea complicat un dosar transfrontalier. Nu știu ca la noi în țară să fie aduși indivizi pentru în fața, în instanță, pentru braconajul în peșteri, subliniez în peșteri. Încheietura de genunchi acolo. Acestea sunt osemințe umane din vremea tracilor. Speleologii țin descoperirea numai pentru ei. Sunt siguri că altfel va dispărea. Vedeți, articulația labei de la picior și acolo laba de la picior. Probabil era o persoană de circa 1,60-1,70 după dimensiunea oaselor. Faptul că e femeie sau bărbat, nu se știe. Tot la secret sunt ținute și osemintele unor strămoși de acum 35.000 de ani, care au trăit aceleași vremuri cu sălbaticii care au făcut desenele din Coliboaia. De acolo e un craniu de om, e întors invers și spart. Nu, aici e diversă, să zicem, poastă. Și aici este un os, și aici este un alt os. Diverse vertebre,
Ăla e cel mai important de craniu. Faptul că el este prins într-o crustă de calcit ne arată că este vorba despre ceva vechi. În orice țară civilizată, o astfel de descoperire ar face furor, iar aici ar fi zeci de specialiști care să cerceteze locul. Nu și la noi, unde este taman invers. Speleologii care au făcut descoperirea nu anunță nimănui, de teamă să nu afle și braconierii. Probabil avem 200 de peșteri ascunse, într-un ciob, pentru că speleologii nu vor ca aceste peșteri să cadă pe mâna răufăcătorilor. Câteva mii de turiști, mai ales străini, vizitează anual peșterile românești. Văd stalactite și stalagmite. Ar veni în număr mult mai mare, influențând turismul, dacă ar putea afla despre dovezile unei civilizații europene din trecut. Peșterile din Apuseni sunt pline de vestigii. Linie, cerc, linii. Tot asta e cioplită. Uite aici urmele. Se vede aici foarte bine. Sunt niște simboluri. Vezi? Și ne marchează accesul într-o zonă care probabil este sacră sau de cult. În România însă, anunțul unei descoperiri este o simplă chemare la furt. Informațiile se scurg din teren, de la primele cercetări. E așa, un fel de telefonul fără fir. Unul știe că, da, știi că am găsit acolo o chestie sau du-te vorbește cu ăla că știe el. Peștera Ciurisbuc e cea mai bună dovadă că o descoperire anunțată și declarată sit de cercetare în urmă cu 30 de ani a ajuns acum în dezastru. Se vede o urmă care merge așa, în partea asta, da? Și care este suprapusă de o urmă de bocanc. Se vede foarte bine. Aici, la fel, este o altă urmă. Aici o urmă foarte, foarte zgâriată. Aici sunt două urme, practic călcâiul. Datorită faptului că atunci, după descoperire, cel puțin acest sector al peșterii ar fi trebuit să fie închis pentru vizitare. Și aici, în urma hoților de oase, a mai rămas o fărâmă din descoperirile inițiale. Asta e cea mai frumoasă urmă care există în peșteră. Un picior de femeie, foarte frumos conturat, cu degetele, cu pasul pe lung, nederapat. O urmă de femeie din Neandertal, mărimea 41, și una de bărbat, mărimea 46, plus o urmă de palmă sub o placă de calcar, sunt singurele care au scăpat intacte, doar pentru că se află într-un braț al peșterii mai izolat, cu galerii întortocheate. Aici suntem ca într-un labirint. Stânga, dreapta, dreapta, stânga. În unele locuri trebuie să faci chiar eforturi. Vă dați seama cât trebuie să merite pentru cei care se bagă să scoată ceva de aici. Avansăm aici la cap. Ce? Ce să... Cum se numește porțiunea asta? Asta e un la minor. De apa a săpat tunel. E doar o chestiune de timp, până când și aceste fosile vor fi distruse sau chiar furate. La peștera Vârtop, hoții au decupat deja una dintre cele trei urme de om preistoric păstrate în crustă de calcar. Cei care pură nu sunt colecționari care se duc acolo ca să aibă în caz bucuria de a avea o anumită piesă. Ei au acești intermediari care sunt hoții. Acești hoți știu bine că există un colecționar care stă acasă, bine mersi, care are bani suficienți, cu care intră în legătură prin internet, prin filiere. Deci e vorba de filiere totuși. Așa, care ordonă. Prin ordin al Ministrului Mediului, peșterile sunt clasificate pe 4 nivele de importanță, o clasificare criticată de speleologi pentru că s-a făcut superficial. Peștera Coliboaia a fost ani de zile în clasa D, adică de importanță foarte mică. Descoperirea desenelor a urcat-o direct în clasa A și a fost dată în custodia Federației Române de Speleologie pentru o monitorizare atentă. Alte sute de peșteri așteaptă să își arate comorile și implicit să fie clasificate corespunzător pentru a fi ocrotite. Pentru unele dintre aceste monumente ale naturii, e deja prea târziu. Avem mari greutăți cu paza, cu conservarea. Nu există fonduri, în primul rând, pentru punerea lor în valoare, pentru că odată puse în valoare, ele pot să contribuie la propria lor întreținere și pază. Trăim într-o țară care are o mulțime de bogății naturale pe care le lăsăm pradă vandalismului. Ne batem joc de un patrimoniu unic în Europa, uitat și ignorat de autorități. România l-a dat pe Emil Racoviță, părintele speleologiei, și, culmea, singurul muzeu românesc de speleologie aflat la Cluj,
zace închis de ani buni, fiind acum un simplu depozit de fosile. Lecția națională de istorie și paleontologie a fost înlocuită cu furturi mărșave și un braconaj necontrolat. În altarele naturale, din adâncul pământului, hoții de oase își croiesc noi și noi trasee. Recoltarea de celule stem la naștere este o procedură pentru care mii de tineri români fac economii în timpul sarcinii. Speră să-și poată salva copilul de o eventuală boală gravă în cazul nefericit în care ar apărea. Dar ce pot face celulele stem pentru un organism bolnav? Răspunsuri, dar și o afacere de multe milioane de euro în câteva minute. Revenim! Febra recoltării de celule stem a cuprins 10.000 de români care plătesc sume imense pentru a-și proteja copilul de o serie de boli grave. Uneori, informațiile pe care le primesc sunt false sau incomplete. Agenții firmelor de recoltare își dispută o piață a cărei cifră de afacere a ajuns anul trecut la aproape 20 de milioane de euro. De aceea, unii vând clienților iluzii și doar cine se documentează cu atenție află că celulele stem vindecă o serie restrânsă de boli, în special cele hematologice. Totul este legit. Da, bine, mulțumim. Da. Achiziți mana? Da. Da? Da. Iu, ce-o mare! Ce-o mare! 3,6 kg, nota 10. Felicitări! Mă zic că e un pic alb. E un pic alb? Sute de mii de părinți trăiesc în fiecare an miracolul nașterii unui copil. Venirea lui pe lume le schimbă prioritățile și le transformă viețile definitiv. În jurul lor se dezvoltă o întreagă industrie. Iar recoltarea de celule stem tinde să devină una dintre cele mai profitabile. Speriați de riscul unor boli grave, românii plătesc între 500 și 2000 de euro pentru stocarea celulelor stem prelevate din sângele umbilical sau placentar în bănci din România sau străinătate. Puțin sunt însă cei care știu la ce folosesc cu adevărat și mai puțin realizează că situațiile în care ele ar putea fi transplantate propriilor copii sunt considerate de medici excepții. E cineva în spital cu care aș putea să vorbesc despre banca de celule stem? Astăzi nu, dar îmi pot da un număr de telefon. Îmi spuneți că sunați în partea în flor și el știe despre ce e vorba și vă explică. Ei sunt cei mai buni și mai buni în spital lucrează cu ei. 14 firme de recoltare își dispută supremația pe o piață care crește de la an la an și care a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de 20 de milioane de euro. Unele au bănci proprii și le depozitează la noi în țară. Altele transportă grefele către sediile lor din Germania, Danemarca, Anglia sau Grecia. În spitale, concurența între agenții acestor bănci e acerbă. Ca să-și vândă produsul, reprezentanții lor merg zilnic în maternitățile din toată țara în căutare de părinți grijulii. Scuze, am văzut că mai aveți niște cliente de pe celulele astea. Vă interesează să vin? Da. Hai să mă duc și unul de la noi. Să stăm un pic de vorbă dacă vreți. Sigur. Asta este clientul nostru. Unii sunt serioși și le explică oamenilor care sunt cu adevărat beneficiile stocării de celule stem. Alții însă le vând iluzii. Vă asigurați că și dumneavoastră și soțul aveți posibilitatea de a vă trata cu ele cu o rată de succes mult mai mare decât dacă ați apelat la un donator. Fals. Medicii preferă să facă transplant de la un donator compatibil 100%. Doar în cazuri extreme în care nu se găsește un astfel de donator, se face transplantul între părinte și copil, unde compatibilitatea e de cele mai multe ori de 50%. În plus, cantitatea de celule stem recoltate la naștere e deseori prea mică pentru a fi transplantată mamei sau tatălui. Ideea este că fiecare dintre ele poate fi folosită să trateze câte o afecțiune. În momentul de față, într-adevăr, cele hematopoietice se folosesc cel mai des, vindecă leucemii, vindecă mieloame, vindecă limfoame. Toate leucemiile? Da, mieloid acută, mieloblastică, mieloidă cronică și așa mai departe. În condițiile în care recoltați acest tip de celule stem, vă asigurați una la mână că în momentul în care copilul dumneavoastră, dacă o să aibă nevoie, este 100% sigur că sunt celulele lui la urmă. Fals din nou, leucemiile nu se tratează prin autotransplant cu celulele stem prelevate la naștere. La ora actuală, experiența transplantului autolog, ar fi vorba despre un
gen de transplant autolog în cazul leucemilor acute, linfoblastice sau mieloblastice, este suficient de restrâns, nu s-au tras încă concluziile, există, bineînțeles, eforturi și strădanii de obținere de rezultate îmbunătățite, însă ele sunt departe a fi mulțumitoare. Afirmația doamnei profesor e întărită de povestea unor tineri din Râmnicu-Vâlcea. Când au decis să stocheze celulele fetiței care urma să vină pe lume, nu s-au gândit niciodată că vor avea nevoie de ele. Când am fost înțărcinată, chiar am strâns banii. După ce s-au făcut prelevarea și mi s-a spus că sunt bune celulele pentru... Sunt bune, nu au virus și așa, am plătit. Au plătit peste 3.000 de lei recoltarea și procesarea sângelui placentar, obligându-se să achite mai apoi în fiecare an 180 de lei stocarea în bancă. La naștere, copilul a fost declarat sănătos, iar ei trăiau minunea de a fi părinți. Până într-o zi când s-au dus cu fetița la medic pentru că nu se simțea bine. La început au crezut că e răcită, însă analizele de sânge aveau să le dea tot universul peste cap. Alisa avea leucemie acută limfoblastică. Am fost întâi la Spitalul Fundeni din România și acolo pentru ea chimioterapia a fost foarte dificilă, fiind mică. La numai 10 luni, fetița suferea de o formă agresivă de leucemie, iar medicii din București le-au spus părinților că doar un transplant cu celule stem o poate salva. Au resuflat atunci ușurați, recoltaseră celulele la naștere și semnaseră un soi de poliță de asigurare prin care firma se obliga să achite cheltuielile de transplant în valoare de 185.000 de euro în orice clinică din străinătate. Tot atunci primiseră o informare în care scria negru pe alb că boala de care suferă copilul lor se tratează prin autotransplant. Așadar, erau convinși că unica lor grijă trebuie să fie sănătatea Alisei. La scurt timp aveau să primească o nouă lovitură. Când ați aflat că, de fapt, celulele nu sunt viabile pentru tipul ei de leucemie? Asta am aflat la aproximativ 5-6 luni de la debutul bolii, când fetița era internată la clinica Fundeni, unde am avut o discuție cu profesor Arion și ne-a spus că aceste celule nu sunt viabile în cazul leucemiei, transplantul autolog nu este recomandat, numai transplant de la mamă sau alogenic de la donator nerudit. Așadar, nici asigurarea nu mai era valabilă câtă vreme medicii nu vorbeau despre un autotransplant. Uitându-se din nou în hârtiile primite de la firmă, au văzut că leucemia acută limfoblastică se numără printre cele care se vindecă cu celule prelevate la naștere. Medicii însă le infirmau asta și le recomandau să-și ducă fetița în străinătate și să caute un donator în registrul internațional. Au plecat în Italia cu formularul E112 și au continuat acolo tratamentul cu citostatice. În tot acest timp au așteptat răspunsuri de la banca unde depozitaseră celulele. Eu am zis inclusiv de ce peste tot se spune și pe site și că leucemia se vindecă cu propriile celule stem. Am spus că a fost o neînțelegere, n-am citit asterisc și că mi se trimite o literatură de specialitate prin care s-a vindecat un caz în lume. Asterixul despre care vorbea reprezentanta firmei se referea la o informație pe care părinții o puteau citi doar pe site-ul companiei, unde se precizează că în cazul leucemiei acute limfoblastice se recomandă transplantul de la donator, iar autotransplantul cu celulele prelevate la naștere vine ca o ultimă soluție de tratament. Îmi arătați în contract unde scrie că leucemia acută limfoblastică, recomandarea de autotransplant este a treia opțiune. Nu, eu vă spun atât, că transplantul de sânge umbilical este utilizat în anumite subtipuri ale diagnosticului și de asemenea menționăm faptul că se acordă prioritate transplantului alogen dacă acesta este disponibil. Dar unde este scris asta? În informarea către pacienți, către potențialii în clienți. În contractul semnat? În informarea pe care o primește deci orice fel de... Pe care l-au semnat? Medicii italieni le-au confirmat încă o dată că boala fetiței nu poate fi vindecată cu propriile celule. Il rischio che la leucemia non riesca ad essere curata con le cellule staminali proprie, autologhe, è molto molto alta. Sono necessarie cellule di un donatore sano. Părinții au înțeles atunci că au stocat celulele degeaba, însă reprezentanții băncii susțin că ele ar trebui păstrate în cazul în care transplantul de la donator nu dă rezultate. Pot fi un ultim resort în cazul în care un transplant alogen, să spunem, nu ar da rezultatele sau nu s-ar găsi un donator compatibil pentru acest caz. Buongiorno.
Medicii italieni au început deja căutarea unui donator de celule în registrul internațional pe banii părinților, care se chinuiesc acum să facă rost de fonduri pentru a-și salva micuța de la moarte. Are numai un an și 6 luni. În spital a învățat să meargă, să spună primele cuvinte și să se joace. Pentru ea au deschis conturi în care oamenii pot dona. Povestea lor ilustrează perfect faptul că celulele STEM nu sunt tratamentul miraculos la care speră zeci de mii de părinți. Pentru soții Miron din Galați, însă, existența lor într-o bancă privată îi lasă să doarmă liniștiți noaptea. Pentru fiul lor, tratat de leucemie, vestea că va avea un frate le-a dus părinților certitudinea că, în cazul în care boala ar recidiva, cel mic l-ar salva, pentru că sunt compatibili 100%. Atunci când te confrunți cu o problemă serioasă ca boala propriului copil, simți că nimic nu te ajută. Ei, pe când, având această garanție în spate, simți că nu mai lupți cu mâinile goale, nu știu cum să spun. Dor mai bine, e o asigurare. Familia lor a fost inclusă într-un program numit Transplant Fraternal, oferit de cea mai mare bancă din România, care are peste 60.000 de clienți, prin care recoltarea și depozitarea celulelor le-au fost oferite gratuit. Acesta e cazul ideal în care celulele merită cu adevărat conservate. În plus, numărul bolilor vindecate prin transplant între frați este mult mai mare. Paleta de afecțiuni este foarte largă, este vorba de afecțiunile hematologice, merge pe, în primul rând, anemia aplastică, formă severă, urmează bolile oncologice. Celulele STEM sunt tratamentul viitorului. În prezent, zeci de boli sunt trecute în lista celor care se vindecă sau sunt în stadiu de experiment. În fiecare an apar noi descoperiri, iar lumea medicală vorbește despre terapii revoluționare. E de notorietate cazul unui tânăr din Germania infectat cu HIV, care a fost tratat prin transplant cu celule STEM după ce se îmbolnăvise de leucemie. Acum e vindecat și de leucemie și de virusul HIV. Tratamentul cu celule STEM prelevate de la embrioni umani a stârnit deja controverse după ce medici din China promiteau vindecarea pacienților cu paralizii sau boli neurologice. I am not aware of occasions where the transplantation of embryonic stem cells into humans would actually result in the cure of any disease. So I would not recommend to go to China or Ukraine. În ultimii ani s-au descoperit mai multe surse de colectare a celulelor STEM. Dinții de lapte sau țesutul adipos sunt doar câteva dintre ele. Toate însă sunt experimente, fără să fie încă soluții terapeutice. Inclusiv industria cosmetică folosește beneficiile regenerative ale celulelor STEM. Partea care este deasupra gălbui se reinjectează pentru că este un amestec de celule STEM și hormon de creștere pe care îi injectăm după anumite tehnici la nivelul feței. Ștergem ridurile, dar modificăm și calitatea pielii din suprafață, textura devine mult mai catifelată, devine mult mai luminoasă. Ca să aflăm mai multe despre tratamentul viitorului, ne-am dus la Institutul de Cercetare în domeniul celulelor STEM din Dresda, Germania. 90 de oameni de știință încearcă să descifreze modul în care aceste celule pot regenera vase, țesuturi sau organe. În laboratoarele Institutului de la Dresda, cercetătorii încearcă să găsească lacul câtorva boli incurabile. Diabet, Parkinson, Alzheimer sau Huntington, folosindu-se de celule STEM. Medicul Claudia Vascov este unul din cei mulți care își petrece ore întregi în laborator căutând răspunsuri. There are actually animal models that can pursue regeneration. For example, the salamander, if you cut off the arm within a couple of days, the entire organ grows back. Or the zebrafish, when you cut off one of those fins on the side, within a couple of days, the entire organ is regenerated. So those are amazing capacities. And of course, we first have to understand how this works and how it's regulated on a molecular level, and then try to find whether there's any way of manipulating those pathways, those signaling pathways, in humans. Un lucru este cert, celulele STEM provenite de la donator sănătos pot face miracole în tratarea unor boli de sânge grave. Și mai sigur e faptul că cele din sângele umbilical sunt deseori prea puține pentru a fi considerate soluții terapeutice. When my son was born, we decided not to do that. Why? Because for me it is too far away.
My prediction would be it is not within his lifetime that this is possible. I may be totally mistaken, and it is very pricey, I have to say. With hematopoietic stem cells, that they can be very efficiently manipulated, that they can be maintained in vitro, that they can be expanded so that they can proliferate in the test tube, so that we get sufficient numbers to always have a successful transplantation in vivo. This is what we should wait for, and I think this will actually be feasible in a couple of years. Așadar, cercetătorii speră să găsească formula prin care să multiplice celulele din cordonul ombilical pentru ca ele să fie eficiente și pentru adulți. Din cauza cantității reduse, multe grefe își pierd valabilitatea odată ce copilul crește în greutate și de aceea aproximativ 10% dintre românii care l-au congelat renunță la ele. În alte țări se încurajează donarea lor în bănci publice, însă la noi nu există o astfel de instituție. Italia chiar interzice depozitarea privată pentru a încuraja donarea lor. In Italia la donazione autologa è proibita dalla legge. Esiste una legge che consiglia, che cerca di diffondere la donazione solidaristica, cioè la donazione delle cellule del cordone ombelicale nelle banche, a cui poi i pazienti o i centri che si occupano di trapianto possono accedere per trovare un'unità di cellule staminali del cordone ombelicale compatibile per poter trapiantare i pazienti. Și Spania promovează băncile publice. Până acum, peste 100.000 de mame au fost de acord să doneze sângele ombilical în cele peste 8 astfel de instituții. Datorită lor, trăiește astăzi Daciana Popa, o româncă ce s-a stabilit în Spania în urmă cu 11 ani. În 2007 a aflat că suferă de leucemie cronică și după ce a făcut tratament medicamentos, i s-a spus că un transplant cu celule stem o poate vindeca 100%. Cine a fost donator? Un cordon ombilical. Noastră ați primit celule stem dintr-un cordon ombilical de unde? Din Madrid. Ea a avut noroc. Erau destule celule prelevate din cordon pentru a fi transplantate ei. În primul rând m-am gândit și am mulțumit la persoana care a donat cordonul ombilical pentru că mi-a salvat viața. Deci pot să spun că trăiesc a doua oară. Astăzi, la 3 ani de la transplant, Daciana se simte perfect și e complet vindecată. Sunt perfect sănătoasă, au trecut 3 ani și 3 luni. Mă duc la revizie medicală din 3 în 3 luni, cum mă cheamă, și sunt foarte bine. Mă simt extraordinar, mulțumesc lui Dumnezeu. Daciana e doar unul dintre exemple. Celulele stem prelevate din sângele ombilical pot vindeca afecțiuni grave dacă provin de la un donator sănătos. În băncile din România sunt depozitate peste 70.000 de grefe cu celule sau sânge placentar. Niciuna n-a fost eliberată pentru tratarea unui copil din România. Una dintre bănci care are reprezentanțe în alte țări a eliberat însă celule pentru câțiva pacienți din străinătate. Grupul nostru până în acest moment a eliberat 23 de grefe. Atât în regim autolog, cât și pentru donatori neînrodiți, în decurs de, să spunem, 10 ani de zile de activitate. Transplanturile s-au efectuat atât în Europa, cât și în clinici din Statele Unite. Andreea, o tânără mămică, a aflat despre miraculoasele celule stem în spital, pe când era însărcinată cu primul copil. Acum se pregătește să nască și o fetiță. Mai sunt câteva zile, iar ea își aranjează bagajul cu care va pleca la maternitate. Hainele ei, ale fetiței și kitul de recoltare al celulelor. A ales un pachet mai scump prin care se prelevează sângele placentar și cel umbilical, dar și țesutul din cordon. O costă 950 de euro, dar e mulțumită că poate plăti această sumă în 12 rate lunare. Ne-am pus în fața partea negativă a ceea ce se poate întâmpla în cazul copilașilor cu probleme și afecțiuni hematologice și atunci am considerat că acest efort financiar merită copilașul nostru. Majoritatea părinților își pun speranțele mai ales în tratarea leucemiei acute, însă altele sunt bolile care își găsesc vindecarea prin autotransplant cu celule stem. Pentru copilul acela, paleta de indicații este restrânsă și, vă spuneam, poate să fie indicații de transplant autolog, deci măsura în care copilul respectiv dezvoltă o patologie cu indicații de transplant autolog, așa cum ar fi limfoamele, limfomul Hodgkin, limfoamele non-hodkiniene și afecțiuni tumorale, neuroblastomul, sarcomul Ewing, tumorile de celule embrionale.
Procedeul e simplu. Sângele placentar sau umbilical e recoltat și transplantat la banca unde se va face depozitarea. Probele sunt introduse în aceste plenere, se numesc. Acestea îngheață probele treptat de la temperatura de 4 grade la minus 196. În azot, ele sunt transferate într-un stocator de carantină, în care sunt ținute probele până sunt verificate dacă sunt pozitive sau nu cu ceva. Dacă celulele au fost infectate în sala de nașteri, părinții nu plătesc niciun leu, dar dacă sunt viabile, primesc acasă o factură cu suma de plată care variază între 2.000 de lei și 8.000, în funcție de opțiunile fiecăruia. Tot atunci primesc și o înștiințare cu cantitatea de celule stem extrase și pentru ce greutate de corp poate fi folosită. Aveam și cel puțin eu o cunoștință care știam care fetiță a suferit de leucemie și cu atât m-a ajutat să am hotărârea de a recolta. Andreea știe că efortul financiar e mare, dar mai știe că în cazul în care copiii ei ar avea nevoie de celule stem, nu și-ar ierta niciodată această economie. Și ca ea sunt zeci de mii de români. E important însă ca ei să știe că celulele stem ar fi cu adevărat eficiente dacă ar fi stocate într-o bancă publică la care să apeleze orice pacient român. La fel de folositoare sunt și în cazul în care donarea se face între frați compatibili, în vreme ce autotransplantul cu celulele prelevate la naștere tratează un număr destul de mic de afecțiuni. Cei mai mulți părinți preferă însă să plătească sume mari de bani cu speranța că nu vor avea nevoie de ele niciodată. Creșterea porcilor în România era, nu cu multă vreme în urmă, o afacere, o sursă de hrană, un mod de viață, o industrie. Acum, carnea vine din import. Săptămâna viitoare, la România te iubesc! Unde sunt porcii de altă dată? Fuga pentru supraviețuire, aici o vedeți. Azi nu-l mai tăiem pe ghița al nostru. E un purceluș cu specific ovăznean. Importăm pe Hans sau pe Johann din Germania. Acesta o să ajungă în aproximativ 6 luni la 110 kg. Află cum a dispărut porcul românesc de pe masa noastră. Sunt porci modificați genetic. Și unde sunt fermele de altă dată? Productivitate. N-ai cum să supraviețuiești altfel. Duminică, la România te iubesc. Puteți revedea ediția de astăzi pe www.voio.ro, trebuie doar să vă faceți un cont. Vă mulțumim pentru toate comentariile pe care ni le-ați trimis. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile Pro TV. Toate bune! Știrile Pro TV ți-au prezentat România te iubesc.